Bună și bine v-am regăsit! Vreau să vă prezint un unboxing Oriflame din catalogul numărul 14. Așa arată catalogul numărul 14. Iar acum o să vă prezint produsele. Au fost foarte multe produse la ofertă. M-am uitat cu atenție în catalog și am zis că nu pot să ratez aceste oferte și chiar aveam nevoie de câteva produse. Ca să mă înțelegeți, eu nu cumpăr produse doar așa, de dragul de a le cumpăra, ci îmi cumpăr produse de care chiar am nevoie sau sunt curioasă și vreau să le testez. Am luat așa, un burete din acesta konjac. Ați văzut cum arată, nu are rost să-l deschid. Este un burete care inițial pare destul de tare, este dintr-o fibră naturală, iar în contact cu apa devine așa foarte flexibil și moale. Este foarte bun pentru spălarea zilnică pe față, pentru că nu agresează tenul, ci îl exfoliază într-un mod foarte natural. Eu vă sfătuiesc să luați așa ceva. Eu mă feresc să folosesc tot felul de ustensile, de perii, de chestii de astea, pentru că mi se pare, cel puțin asta e părerea mea, că pot agrava cumva starea tenului dacă aveți probleme. Iar tenul meu, să zic așa, că uneori e destul de sensibil, chiar dacă am un ten gras și poate pe cameră nu pare să am așa niște probleme mari, însă dacă folosesc ceva care nu e potrivit pentru tenul meu, poate să-mi cauzeze probleme. Dar cu acest burete eu n-am avut probleme și chiar mi se pare că e bun. Am luat niște mostre de fond de ten Mineral Foundation de la Giordani Gold și am luat nuanța porțelan. Da? Și să-l și desfacem, să vedem cum este, pentru că sunt foarte curioasă. Am auzit numai lucruri bune despre acest fond de ten. Și dacă vreodată va fi la ofertă, o să îl testăm. De ce nu? După cum puteți observa, mi-am dat aici, nu se vede absolut nimic. Este un fond de ten care are o consistență, cum să spun eu, nu e nici lichidă, dar nici foarte solidă. E destul de interesant. Vedeți, aici l-am desfăcut. Cred că este bun, pentru că... A, și are un miros foarte plăcut. Wow! Are un miros așa, destul de fresh. Foarte plăcut mirosul. De ce aici m-am dat? Nu se vede absolut nimic. Da, e interesantă chestia asta. Mie chiar îmi place să nu aibă o acoperire în asta exagerat de mare, pentru că nu am nevoie. Eu am nevoie doar să acopăr anumite pete, să spunem așa. Bun, am mai luat fond de ten Master Creation. Așa. Atunci când s-a lansat acest fond de ten, eu am luat mai multe mostre, dar le-am dat, să știți. Am avut niște cliente atunci care erau curioase și am zis să le arăt și lor cum este. E, acest fond de ten are o altă consistență, din câte pot să observ aici m-am dat, nu știu dacă se vede bine. De fapt, nu are ce să se vadă. Cel de la Giordani Gold pare puțin mai natural. Ăsta, în schimb, nu miroase a nimic, însă are o altfel de acoperire. E puțin mai gros, mie așa mi se pare. Să fiu sincer, îmi place mai mult cel de la Giordani Gold Mineral. Acum, nu știu, e vorba de gustul fiecăruia. Dar mie îmi place mai mult cel de la Giordani Gold Mineral. Am mai luat niște mostre de rujuri din gama The One, parcă erau. Da, Obsession sau ceva de genul ăsta. Și am luat așa, nuanța aceasta. Nu știu dacă scrie pe el. A, 225 este nuanța. Apoi, am mai luat nuanța 222, ca să știți, sau codul 229 și 229. Da, deci de două ori 229. Și o să încep cu nuanța asta care e foarte închisă. După cum puteți să vedeți. Oh, cât de mișto e! Este un mov. Ia uitați cât de frumos arată. Este un mov așa mai îndrăzneț. Și eu cred că merge seara rujul ăsta. Mirosea ceva foarte fresh, adică e un miros foarte discret, nu e ceva deranjant. Și asta mă bucură pentru că, în principiu, rujurile de la Oriflame, cel puțin din gama Giordani, au un miros care mie nu-mi place. Dar astea
Chiar miros frumos. Apoi, nuanța 222 este aceasta de aici. Da, îmi place foarte mult mirosul. Sunt niște rujuri cremoase, se vede. Apoi, nuanța 225 este aceasta. Aceasta de aici. Vedeți care e diferența? Asta bate spre roz, asta e un mov așa destul de puternic. Iar ăsta mai spre roșu, să spunem. Da? Deci asta este. Ah, miroase foarte frumos. Deci chiar îmi place cum miroase. Bun, ce mai avem aici? Mi-am luat oja din aceasta, pentru că erau la o ofertă foarte bună. Era doar 10 lei oja. Și cred că mai am una. Ah, da, uitați. Deci am luat aceste două oje. Să vă spun sincer, nu am avut niciodată aceste culori, indiferent de unde am luat, dar mie îmi plac foarte mult ojele de la The One. Mi se par atât de bune, deci se comportă exact ca și Opi și sincer, la prețul ăsta la 10 lei, aș fi vrut să iau toate culorile, dar nu aveam de ce, pentru că eu am foarte multe oje care bat spre roșu cumva. Roșu, roz mai închis, mai deschis, în fine. Iar ăsta este un movuliu cumva. Iar pe unghiile mele o să dea bine. Iar ăsta este un fel de albastru gri, ceva de genul ăsta. Mi s-a părut mai interesant și niște culori pe care nu prea le vezi oricând și merg toamna foarte bine. Apoi am luat acest ulei pentru corp din gama Swedish Spa. Deci a fost la un preț foarte bun, doar 25 de lei. Și am zis că să nu ratez această ofertă, niciodată nu l-am văzut la prețul ăsta. Ce puțin... Uitați, atât este. Are 100 de mililitri și merge după duș. Are un miros foarte ok, foarte discret. Chiar miroase ceva, lămâie, citric. Place cum miroase. Apoi, ce mai avem aici? Am luat această mască. Care este pentru peeling. De ce am luat-o eu? Atunci când s-a lansat această mască, cred că acum un an, să nu zic vreo prostie, am folosit-o, dar nu am folosit-o corect și am dat-o cuiva cadou și i-a plăcut foarte mult. M-am uitat și la review-uri, am întrebat mai multe persoane care au folosit-o și mi-au spus că, de fapt, nu trebuie folosită cum am procedat eu. Adică nu trebuie să o freci pe față, pur și simplu îți cureți fața înainte, o pui pe față exact ca o mască și o lași să acționeze și apoi te clătești. Eu ce am făcut? M-am frecat pe față și normal că mi s-a înroșit tenul. Bun, acum am luat-o din nou pentru că era la un preț foarte bun. Deci vă spun, eu niciodată n-am văzut masca asta la 20 de lei. Trebuia să luați niște produse de pe ultimele pagini, orice produs de pe ultimele pagini și pe ea o luați doar la 20 de lei. Și bineînțeles, cu prețul de consultant, vă dați seama că am luat-o la vreo 14 lei, ceva de genul ăsta. Nu miroasea nimic. Are ambalajul acesta foarte frumos, tipic produselor de la Novage și e mare. Deci are 100 de mililitri. Cred că mi-ajunge un an de zile această mască. Și am înțeles de la unele persoane că ar fi mai bună masca asta, de fapt multe persoane spun asta, decât acele fiole sau nu știu ce sunt, tip tratament, care sunt pentru peeling. Și am zis, ok, de ce nu? Taxa de înmatriculare sau ceva de genul ăsta. Am înjumătățit-o cu acest rimel care se numește White Eyes Open din gama The One. Așa arată și sincer nu o să-l deschid pentru că am deja unul de la Pharmacy care îmi place foarte mult. Acum nu sunt dată cu rimel ca idee, dar sunt dată cu acel BB cream de la Pharmacy care se vede foarte frumos pe ten. Deci acest rimel o să-i fac un review pe viitor, așa, și o să vă spun care este părerea mea despre el. Dar arată foarte bine, așa. Mie plac cele din gama The One foarte mult. Apoi, am mai luat două corectoare din acestea. Cea mai deschisă nuanță mi-am luat-o, pentru că nu merge o nuanță închisă în niciun caz. Light Nude, da? Au fost doar la 10 lei bucata. Știu că mai a fost această ofertă, dar atunci eu aveam deja. Mie mi s-a terminat. Și de asta am zis să mai iau încă două să fie acolo. Eu oricum nu am probleme, nu am cearcăne, dar mi se par foarte bune dacă vreau să acopăr ceva. O urmă de coșuleț sau eu știu, dacă vreau să-mi dau cu fard pe sus, folosesc în loc de bază de machiaj. Și se comportă excelent, vă spun. Apoi am luat acest rimel
Și am luat nuanța de mijloc, ca să vă spun așa. Uitați cum se vede. Este un maro mediu. Nu am luat cea mai închisă nuanță, pentru că eu nu sunt brunetă, sunt șatenă. Dar totuși am un șaten destul de închis. Și am zis să iau, pentru că era la un preț foarte bun, din gama The One. Am zis să profit de această ofertă. Apoi am luat aceste șervețele intime, pentru că s-au lansat recent, cred că în catalogul trecut, dacă nu mă înșel. Ia să vedem și cum miros. Sunt foarte, foarte curioasă. A, aici se deschid. Vă spun imediat cum miros. Wow! Vai, deci am un miros foarte frumos, mirosul. Miros așa, compota ceva, nu știu. Da, sunt cu acid lactic, au aici atestarea aceasta ginecologică, deci nu creează probleme. Și eu le-am luat mai mult pentru atunci când plec de acasă. Pentru că acasă am un gel din ăsta intim pe care îl folosesc. Dar atunci când plec în parc sau undeva, sincer, am așa o reținere când mă duc la acele toalete publice, pentru că se pot lua foarte mulți microbi de acolo. Și folosesc șervețele din acestea intime. Am avut altele recent, dar le-am terminat. Și astea mi s-au părut foarte interesante, da. Și au un miros foarte, foarte discret și foarte plăcut. Apoi am mai luat 3 farduri de la Giordani Gol. Le-am găsit la ofertele online. Nu știu dacă mai sunt. Am luat 3 nuanțe pentru că erau la 25 de lei bucata. Această ofertă cred că a fost doar un flyer-ul cu oferte de vreo 2 ori, dar erau niște nuanțe care eu nu le folosesc, cel puțin acel albastru închis eu nu-l folosesc. Și o să vă spun ce nuanțe am luat. Avem așa. Sunt acelea mono, dacă le știți. Vai, deci sunt absolut superbe. Astea se comportă exact ca niște farduri profesionale. Ah, uitați aici, este mauve. 33478. Deci aici este codul. 33478, da? Și vă arăt imediat cum arată. Aici este aplicator. Uitați ce frumos din ambalată. Și așa arată fardul, da? Foarte frumos. De când îmi doream un astfel de fard? Fuh, de mult timp. Pentru că astea chiar sunt bune. Deci uitați. Așa arată. Și o să-mi dau aici ca să vedeți. Este un movaliu așa fumuriu, care merge foarte bine la ochi. Este o culoare foarte frumoasă. Cred că se vede și pe cameră, uitați. Și are așa niște irizații, deci se vede clar că este un fard sidefat. Și un fard care rămâne la locul lui, nu se duce așa repede, este de calitate, se vede foarte clar. Următorul este acesta, beige, 33479, da? Deci 33479 beige. Este acela care poate fi folosit și ca iluminator, poate fi folosit în mai multe feluri. Aoleu, mă scuzați, mi-a căzut din mână, îmi cer scuze. Uitați cât de frumos poate să arate, îmi plac foarte mult acele dungi. Ah, este superb, deci serios, acum ia uitați. Și o să fac așa, ia uitați ce frumos arată, wow, deci fardul ăsta. Uitați, sper că se vede. Ia să-mi dau eu pe mâna aceasta, pentru că nu se vede foarte clar. Asta e așa foarte natural. Sunt așa ca niște irizații. Nu știu dacă observați. Uitați. Așa este. Vedeți aici. Sunt ca niște irizații. Merge ca iluminator. Perfect, vă spun. Așa. Și am mai luat. Wow, cât de mișto e. Deci, așa ce vreau n-am mai întâlnit. Bun.
Și mai avem nuanța, mă scuzați, Plum 33481. Adică aceasta. Vă apropii ca să vedeți exact codul. 33481 Plum. Și este acesta. Este un mov foarte închis la culoare. Ia uitați cât de frumos poate să arate. Da? Așa arată. Punem așa pe mână, nu mai contează. Ca să puteți să vedeți și voi, da? Deci m-am măzgălit toată, dacă observați. Uitați ce frumos arată. Foarte mișto. Asta mi se pare că se potrivește aici jos, pe unde vă dați cu tuș. Faceți așa în colț. Super! Super arată! Deci chiar vă recomand aceste farduri. Nu știu dacă mai sunt online, dar arată wow! Iar aici am luat un set de inele. Fantastica! De ce? Pentru că mi se pare că se potrivesc cu perioada aceasta a toamnei, când ați văzut că au început să cadă frunzele, e totul așa galben, portocaliu, roșiatic și merge foarte bine să purtați ceva auriu, ca și bijuterii. Și cred că merge și cu acest hanorac foarte bine. Și o să vedem cum arată. Uitați cât de drăguțe sunt. Acum eu o să vi le arăt pe mâini cum arată. Asta cred că este pentru acesta, zic și eu. Da? Apoi, următorul cred că este tot pentru asta. Apoi, următorul. Așa. Așa. A, și cred că așa. Cred că așa merg astea. Și uitați cât de frumos arată. Nu am avut niciodată astfel de inele. Sunt atât de finuțe și dau atât de bine. Foarte frumos se văd. Și uitați să vă arăt. Dacă aveți un pix în mână, sunteți la servici și scrieți, se vede foarte frumos. Mie așa mi se pare și cred că se pot asorta cu foarte multe chestii. De exemplu, la acest hanorac vine foarte bine. Nu e ceva exagerat. Ok. Mi-e plac foarte mult. Chiar mă bucur că le-am găsit și a fost la un preț foarte mic, ceva de genul 15 lei și cu reducerea la ofertele online. Deci să vă uitați întotdeauna la ofertele online. Și ce avem aici? Pachetul de lansare pentru catalogul următor, da? Și conține așa un ser pentru gât și pentru piept. Avem un nou fond de ten Metamorphosis Foundation cu SPF 7 și un rimel. Da? Bun, de la Uncolor. Și o să-l desfacem acum, acest pachetel, să vedem cum se prezintă produsele. Așa arată rimelul. Nu are rost să-l desfac. Dar vă spun că m-am uitat pe net la alte fete și am văzut că arată exact la fel. Seamănă foarte bine cu cel care a fost la Colorbox înainte, care e un rimel foarte bun de altfel. Acela cu ambalajul alb. Așa, deci acum încă două rimele, ca idee. Aici avem fondul de ten. Nu știu ce nuanță este, chiar sunt foarte curioasă de nuanță. Asta este fondul de ten. Și o să-l punem aici. Este cam închis la culoare. Cred că puteți observa și voi. Dar are o textură foarte mișto. A, cred că o să-l fac cadou. Da. Este destul de închis la culoare. Wow, are o textură foarte mișto. Deci, cu toate că este ca o spumă, să știți că nu pare genul de fond de ten care să usuce. Dar de fapt cred că mi se potrivește. Nu cred că e așa închis la culoare. Ia uitați. Aici m-am dat. Da,
Da, cred că o să mă fac cu el. Da, cred că mi se potrivește, de fapt. Nu știu ce nuanță este, ca să vă spun. Ah, soft beige cool. Ah, știți de ce mi se potrivește? Pentru că este o nuanță mai rece. Și de asta. De fapt, ce au făcut ei, au amestecat două nuanțe, pentru că beijul este o nuanță caldă și cu una rece este neutru, logic. Bun, acesta este serul pentru gât și pentru decolteu. Și vom vedea cum arată. Wow, așa arată. Nu are niciun miros. Foarte frumos arată. Este ambalajul tipic, elegant, a celor de la Novage. Iar aici am primit două muastre de la Novage, Ultimate Lift, cu SPF 15, o muastră, și aici patru muastre de parfum. Divine Idol, care e prea dulce, mie așa mi se pare, Mr. Giordani pentru bărbați, Paradise și Giordani Gold White Original. Giordani Gold White Original îmi place. Aici ce mai avem? 5 cataloge. Acesta va fi catalogul următor. Dacă vreți să vă fac o răsfoire, lăsați-mi în comentarii. Deci avem 5 cataloge, pentru că așa au venit. Și aici este cel trimis de ei, iar aici avem flyerul cu oferte. Deci dacă vreți să vă fac o prezentare a următorului catalog, adică 15, și a flyerului cu oferte, îmi lăsați în comentarii și eu fac un alt clip cu prezentare. Am mai rămas factura și cam asta este. Eu sper că v-a plăcut acest unboxing. Sunt foarte încântată de produse, cel puțin de cele pe care nu le-am testat până acum. Fondul ăsta de ten, după cum văd eu, este un fond de ten foarte bun. Este foarte mișto. Wow, zici că e... Nu știu, zici că e catifea, așa se simte pe piele. Iar acela de la Giordani Gold Mineral... Deci vă spun sincer, e foarte natural. Zici că este pielea mea. Da. Eu oricum o să fac un machiaj cu chestiile astea. Sau cred că o să fac mai multe clipuri, de fapt. Mai multe tipuri de machiaj. O să vedem noi, da. Și o să vă spun care este părerea mea despre ele. Bun, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Știu că este un clip destul de lung, dar au fost destule produse și sunt foarte entuziasmată că sunt multe chestii noi pe care nu le-am mai testat până acum. Și dacă sunteți noi pe canal, vă invit să vă abonați, să apăsați și pe clopoțelul pentru notificări și vă doresc o zi cât mai frumoasă. V-am pupat! La revedere!